Vedem imagini în direct chiar acum. Ministrul de Interne, așadar Carmen Dan, prezent la această oră la festivitatea de începere a anului școlar pentru studenții de la Academia de Poliție. Este o perioadă agitată pentru Ministerul de Interne în aceste momente. Vă reamintesc scandalul imens în care este implicat Ministerul după protestele din 10 august. Carmen Dan, prezent așadar astăzi, de asemenea și șefii jandarmeriei. Este foarte important mesajul pe care îl va transmite în minutele următoare Ministrul de Interne noilor studenți. Va face un apel la loialitate, mai mult ca sigur, așa cum se întâmplă de obicei. Sunt momente emoționante pentru aceștia care pornesc pe un nou drum, acela al carierei de polițist. Așteptăm să vedem momentul discursului și îl vom vedea în direct la Antena 3. Între timp avem o situație critică la Constanța, despre care vom vorbi în minutele următoare. Vedem în continuare imagini în direct de la Academia de Poliție. Studenții vor depune jurământul în fața Ministrului de Interne și a șefilor din Ministerul de Interne. De asemenea, vă reamintesc că sunt prezenți aici și șefii jandarmeriei. Gheorghe Dăncilă a fost de asemenea invitată, nu a confirmat, ea fiind reprezentată, guvernul României de altfel fiind reprezentat în aceste momente de Carmen Dan. Așteptăm să